Bine v-am găsit cu bucurie, dragi telespectatori! Sunt Steluța Florentina Stanciu, terapeut și formator holistic în armonizarea și echilibrarea ființei pe toate planurile și astăzi vă prezint emisiunea Pasiuni armonizate cu viața la Terranova TV. Vom vorbi astăzi despre puterea de manifestare a subconștientului. Pentru aceasta o am în studiourile noastre pe Marcu Alina Loredana, medic, terapeut holistic și specialist în medicina energetică. Am onoarea să o am din nou în aceste studiouri. Bine ai revenit, Alina! Tu ai această misiune de a facilita armonizarea totală dintre trup, minte, suflet și ești convinsă că afecțiunile provin din aceste simptome, din latura lor mental-emoțională și te ocupi cu aceste aspecte cu mare drag, ajutând foarte mulți oameni, fiind și formator, predând foarte multe lucruri și îți urez un călduros bine ai venit! De-abia aștept să ne spui foarte multe detalii interesante despre subiectul de azi. Cu drag, bună ziua, bine v-am regăsit, pentru că noi ne-am văzut și anterior la radio. Într-adevăr, este o misiune de care am fugit 11 ani. Mi-a fost dificil ca și medic să conștientizez, să accept faptul că suntem mai mult decât materie și că totul se întâmplă, de fapt, în subconștient și în corpurile subtile. Dar odată ce am acceptat această misiune, cu totul am fost pusă pe făgaș și, într-adevăr, misiunea mea este aceea de a armoniza cu totul trupul, spiritul și sufletul. Pentru că asta e unica cale de a găsi vindecarea. Vorbim astăzi despre această pasiune a ta pe care tu ai aprofundat-o și practicat-o până la urmă, de puterea de manifestare a subconștientului. Ce ne poți spune? De unde vine această forță și putere și cum o putem aduce și potența în viața noastră? O, da! Noi suntem 90% subconștient. Manifestarea noastră este preponderent din subconștient și doar 10% din partea conștientă. Cunoașteți cu siguranță noua medicină germanică și modalitatea în care emoțiile apar întâi pe corpul emoțional, pe corpul mental-emoțional și apoi se transformă în afecțiuni. Este foarte important să ținem cont de credințele limitative pe care le avem, de modalitatea în care tiparele noastre emoționale, traumele nevindecate, credințele despre viață, sănătate, abundență, în general, sunt manifestate în realitatea noastră, pentru că toate acestea sunt partea subconștientului, acest mic eu, care încearcă să preia controlul asupra noastră, asupra marelui eu. Așadar, tot ceea ce noi experimentăm, de la planul material, spiritual, emoțional, până la cel fizic al dezechilibrelor, are legătură cu modul în care subconștientul nostru funcționează și cu modul în care el este amprentat. De aici, din a elibera și a identifica modul în care tiparul nostru subconștient se manifestă, putem să ne eliberăm, vindecăm sau creăm realitatea. Îmi poți spune, te rog frumos, cum a devenit o pasiune pentru tine această cercetare și, de fapt, acest traseu al tău în a deveni terapeut holistic? Ai studiat mai întâi medicina clasică și cum ai pornit această pasiune? Cum s-au întâmplat lucrurile? De ce atât de multe căutări? Și de ce nu te-ai oprit la medicina tradițională? Nu m-am oprit și nu mă voi opri. Studiez, mă acreditez de foarte mulți ani și continui să o fac pentru că ființa umană este complexă. Pasiunea mea a pornit de la faptul că niciodată nu am fost medicul clasic. Niciodată nu am rezonat cu ideea că noi suntem doar boli și medicamente. Și atunci întotdeauna am căutat modalități de a atinge prevenția și vindecarea totală sau aproape de absolut. Bineînțeles că atunci când îți asumi o astfel de misiune, tu însuți ești pus în fața unor afecțiuni pe care este necesar să le echilibrezi. Și atunci, prin propria mea suferință transformată în binecuvântare, am găsit calea de vindecare totală.
În momentul în care noi conștientizăm ce tipar ne blochează, ce emoție ne-a determinat apariția unei afecțiuni, putem să o vindecăm. Dacă o conștientizăm înainte ca ea să se manifeste pe corpul fizic, vindecarea se produce în proporție de 100%, pentru că schimbând tiparul, ea este eliminată din structuri. Pasiunea mea are la bază faptul că iubesc omul, așa cum este el, pe toate structurile, și știu că omul este mult mai mult decât o carcasă, știu că omul este un vehicul ce conține substanță, conține suflet, conține emoție, trăire, credințe și tot ceea ce noi punem de când ne naștem până ajungem la vârsta adultă. Și pentru a ne asigura echilibrare, e necesar să atingem toate aceste laturi. Dacă ar fi să ne gândim la un procent al importanței subconștientului asupra ființei noastre, care ar fi acest procent de influență pe care tu consider că îl are? Eu, legat de partea aceasta de dezechilibre în corpul fizic. Eu, dar și studiile medicale din toată lumea, în special cele din ultimii ani, pentru că acum s-a produs deschiderea și trezirea în masă a medicilor și a tuturor cadrelor ce se ocupă de echilibrare, au ajuns la concluzia faptului că 90% ne manifestăm din subconștient. 90% afecțiunile au la bază subconștientul și doar 10% latura conștientă și fizică. Deci impactul este extrem de mare și importanța în aceeași măsură. Care este punctul de pornire atunci când începem această călătorie de a vedea ce anume pe situațiile noastre prezente de viață avem nevoie să căutăm în subconștient? Unde sunt acele semnale unde să ne uităm pentru prima dată? Un prim pas este acela de a fi în sinceritate totală cu noi înșine și să ne privim realitatea, să privim ceea ce manifestăm, ceea ce trăim. Dacă atragem nemulțumire după nemulțumire, afecțiune după afecțiune, lipsuri după lipsuri, este clar că ceva din interiorul nostru asta atrage. Putem întreba, ok, dar cum să găsești un lucru benefic în traume din copilărie? Sau cum să găsești un lucru benefic în afecțiuni? Ei bine, toate acestea vin în fața noastră pentru a ne arăta unde greșim. Și nu greșim la modul literar, ci unde alimentăm subconștientul într-un mod negativ. Punctul de pornire este o testare sigură, sinceră, a structurilor noastre, a modului în care vedem ceea ce noi experimentăm în realitate. În momentul în care ne schimbăm gândirea, tiparul, în momentul în care începem să vindecăm ceea ce ne-a ținut captiv, practic, într-o realitate, atunci găsim cu adevărat libertatea de a ne prelua controlul propriei vieți. Deci totul începe cu sinceritate și cu asumare, cu dorința de a echilibra și de a ne prelua puterea personală, practic. Și de cele mai multe ori, aceste aspecte le putem detecta în situația de viață, cum spuneam. Ceva se întâmplă, ceva ne nemulțumește, ceva nu mai începe să funcționeze. Și dacă tot aminteam că tema emisiunii de astăzi este manifestarea de la acest nivel, într-adevăr, nu mai putem manifesta ceea ce inima, sufletul nostru dorește. Cum putem să, din punctul tău de vedere, să accesăm aceste locuri? Le putem face singuri sau recomand un specialist? Ca orice lucru bine făcut, este important să țină cont de anumiți pași. Subconștientul, fizicul, mentalul, emoționalul nu sunt jucării. Sunt lucruri foarte importante, sunt aspecte ale vieții noastre și în măsura în care le putem transforma în acte creatoare, pot ajunge și într-o zonă negativă. Și atunci e foarte important pe mâna cui ne lăsăm energia, pe mâna cui ne lăsăm sănătatea și ce facem noi cu ea. Pentru că, ok, este foarte important să alegem specialistul în domeniu. Dar dacă eu, când am plecat de pe ușa cabinetului, continui să am aceleași obiceiuri nocive, aceleași credințe limitative, continui să cred că sunt bolnav și că voi atrage o boală după alta și că organismul meu nu funcționează deloc bine și că banii nu sunt pentru mine și că sănătatea nu este pentru mine, atunci clar că tiparul se reîntoarce. Subconștientul, ca orice altă
unitate a organismului nostru se regenerează la fiecare 21 de zile, la nivel de structură. Și atunci e nevoie de consistență, e nevoie de asumare, de lucru terapeutic cu o persoană acreditată, dar cu o persoană care să aibă și experiență, nu doar acreditare. Și în asemenea mod, este important să avem încredere în persoana pe care noi o contactăm. Persoana aceea să aibă nu doar acreditarea profesională, ci și cea mental-emoțională, pentru că e importantă empatia. Este foarte important în momentul în care îți alegi terapeutul să fie de suflet. Fie că este el medic, fie că este terapeut, fie că este absolut orice formare are, să te atingă la nivel de suflet. Asta se poate face prin citirea pe un aparat ce scanează toate structurile. Sunt foarte multe aparate acum acreditate, inițiate în acest domeniu, care echilibrează și testează zona de subconștient, fizic, mental, emoțional și așa atingem echilibrarea totală. Spuneai că unul din pașii importanți, odată ce atunci când cineva dorește să apeleze la un specialist, primește o rețetă. Da. Da? Ca la orice medic, da? Primește, nu o să-i spunem tratament, este o rețetă. Fiecare specialist construiește rețeta în funcție de formările pe care le are, exact, și ceea ce este acreditat să dăruiască clientului. Eu am acest exemplu foarte fain în care știu că atunci când mergem și primim această rețetă de la o persoană acreditată, bineînțeles, stă în totalitate în responsabilitatea noastră să facem această acțiune de a accesa locurile de unde putem procura acele aspecte care să ne aducă această echilibrare pe care am cerut-o, da? Noi am avut o intenție și persoana respectivă ne ajută, dar este foarte importantă responsabilitatea de care și implicarea de care dă dovadă clientul. Ce ne poți spune mai multe despre această responsabilitate? Este un subiect pe care pur și simplu îl ador, pentru că în urma unei testări pe care o fac la cabinet, de fiecare dată echilibrez și elaborez și un plan de vindecare, armonizare în funcție de nevoile pacientului. Este personalizat pe nevoia clientului, pacientului, persoanei ce apelează. Persoanele care au ținut cont de aceste planuri 100% au obținut echilibrarea totală. Sunt însă anumite persoane care, deși plătesc pentru acest serviciu, deși continuă să apeleze la serviciile mele, nu fac acea mică schimbare. Și acea mică schimbare este, de fapt, dorința de a nu ieși din zona de confort. Pentru că durerea ne este confortabilă, suferința o cunoaștem. Dar în momentul în care alegem să ne vindecăm, atunci trebuie să scoatem la suprafață ceea ce a declanșat. Și este nevoie de multă putere și multă asumare pentru a ne pune față în față cu trauma, cu boala, cu durerea, cu ceea ce ea declanșează în noi, pentru a o putea apoi elibera. Deci persoanele care își regăsesc puterea personală au rezultate fantastice în absolut orice situație. Eu împuternicesc persoana care apelează la mine să fie autodidactă și să își dezvolte capacitatea de autovindecare. Nu încurajez dependența de mine și de serviciile mele, ci încurajez împuternicirea. Dar foarte multe persoane au încă nevoie de această dependență, pentru că nu au încredere în propriile puteri și pentru că întotdeauna li s-a spus într-o anume perioadă a vieții că nu sunt suficienți sau că au nevoie de validare. Și atunci, din nou, este un tipar emoțional pe care trebuie lucrat. Și aici mă intervine un aspect foarte important pe care și eu l-am întâlnit în experiența mea, acela de a cumva încetini procesul cu astfel de persoane. Procesul, pentru că de foarte multe ori există această întrebare, ok, am înțeles, lucrurile se manifestă de la un nivel pe care eu am nevoie să-l accesez, lucrurile se vor întâmpla, se vor așeza, numai că sunt aceste persoane care vor acest rezultat imediat, cu, da, efect imediat.
Și observând această formă de neîncredere până la urmă în serviciul pe care îl primește, pentru un terapeut pot spune că este o muncă în plus, adică acele o sesiune, două, depinde de a susține clientul să-și deschidă inima, să își deschidă această responsabilitate și această formă de a acționa cu adevărat pentru el însuși. Ce ne poți spune despre partea aceasta? Cum este din punctul tău de vedere? Cumva eu am fost ferită de latura aceasta pentru că am vrut întotdeauna să stau un pic în umbră. Acum e momentul să nu o mai fac, dar întotdeauna am stat în umbră și toți oamenii care au venit către mine au fost cei care au venit din recomandări. A venit un pacient, un client, a fost mulțumit și a venit și următorul. Deci munca de lămurire nu am dus-o niciodată, slavă Domnului, însă se autosabotează pe parcurs anumite persoane tocmai din dorința de a prelungi, așa cum ai spus și tu, momentul, pentru că nu sunt conștienți de puterea pe care o au, de puterea pe care o dețin de fapt. Am fost învățați încă de micuți că puterea e în exteriorul nostru. E la doamna învățătoare, e la doamna educatoare și apoi crescând e la profesor, e la lector, e la director, decani, șefi și așa mai departe. Niciodată nu am avut puterea noastră personală. Și atunci când îi spui persoanei din fața ta, uite, totul îl ai aici. Ți-am elaborat planul care te ajută să te echilibrezi, dar totul stă în tine. Îi văd cumva speriați pentru că nu știu ce să facă cu propria lor putere. Dar totul se echilibrează atunci când din nou revenim, lucrăm la nivel de subconștient. Și aici putem vorbi și de aceste persoane care sunt atât de încântate că au obținut rezultate și recomandă ele la exact rândul lor alte persoane care nu au aceeași deschidere, nu au aceeași structură energetică și automat lucrurile se întâmplă diferit. Este un motiv, unul din motive pentru care lucrurile se întâmplă diferit în funcție de cazuistica fiecăruia. Da, și revenim la acest conștient. Într-adevăr, odată ce începem acest proces de săpare, da, ca să zicem, de a merge în adâncuri, care sunt primele etape? Ce găsim acolo? Dar ce nu găsim? Găsim de toate. Cel mai des găsim perioada copilăriei. Perioada 0-7 ani o găsim extrem de des și în ultimele practici pe care le-am avut, din păcate, am început să lucrez și cu copilași, adolescenți chiar, care sunt extrem de afectați de ceea ce preiau. Nimic din ceea ce fac părinții noștri nu este greșit. E exact ce are nevoie sufletul nostru să evolueze. Sunt lecții mai dure, sunt lecții mai ușoare, dar toate ne sunt benefice. Ei, și în momentul în care lucrezi cu un adult, în corp fizic, dar care se manifestă la nivel de copil, atunci observi de ce relațiile sunt disfuncționale, nu poate avea jobul pe care și-l dorește. Găsim foarte multe tipare și credințe limitative de genul nu poți să le ai pe toate. Banii sunt ochiul, știm noi cui. Și tot felul de credințe care te limitează, care nu te lasă să le ai pe toate și să le manifesti pe toate așa cum îți este permis. Că noi n-am venit să fim săraci, bolnavi și în niciun fel, ci am venit să fim abundenți în tot și toate și să putem manifesta viața așa cum este ea. Găsim foarte des, dar foarte, foarte des, tiparul mamei sau tiparul tatălui. Judecată foarte mult. Niciodată nu voi face ca. Niciodată nu voi fi ca. Ei, și tocmai din judecată atragem exact aceste situații în viața noastră. Aceleași parteneri, aceleași afecțiuni. De foarte multe ori s-a întâmplat ca fiica să aibă întocmai viața mamei. Și vorbim aici să nască la aceeași vârstă la care a născut mama, să aibă aceleași afecțiuni, aceleași tipari mentale emoționale și aceleași blocaje. La vârstă fragedă, fiica să dezvolte artrită reactivă și multe afecțiuni specifice vârstei a doua. De ce? Din loialitate față de mamă și din preluarea tiparului în subconștient. Când începem acest proces de săpare, pentru persoane care nu au mai făcut acest lucru niciodată, este într-adevăr un proces, am putea spune, de impact, da, interesant și dureros.
pentru că nu este ușor să găsești aceste locuri în care atingi acea coardă pe care ai acoperit-o în timp, cumva ai crezut că ai avut grijă de ea, că ai acoperit-o cu multe, multe straturi, astfel încât poate să-i acoperi vocea, strigătul, dar lucrurile acestea nu se întâmplă. Ele ne șoptesc de undeva de acolo până când cu ochii noștri, cu percepția noastră, ajungem acolo cu această stare de prezență și începem cu adevărat să observăm dacă mai este benefică acea credință sau nu, și de fapt este locul unde avem nevoie să ne setăm acțiunea prin care să facem schimbarea. Întocmai. Cum este pentru tine în momentul în care conduci acest proces? Dacă ne poți da un exemplu mai concret, sunt persoane care au nevoie de mai mult suport, cum se întâmplă acești prim pași? Așa cum am spus, eu sunt centrată pe om și nu pe dezechilibru, și atunci fiecare ședință este personalizată nevoilor persoanei din fața mea. Începutul este o testare pe toate structurile, să vedem întocmai cum suntem la nivel fizic, la nivel mental, emoțional, cum funcționează subconștientul, ce lipsuri avem, ce afecțiuni avem, pentru că, așa cum am spus, totul este unitar și formarea mea este cea de medic. Și atunci le îmbinăm pe toate pentru a atinge totul. Apoi continuăm prin elaborarea unui plan, iar acel plan conține înglobarea terapiilor benefice, din nou personalizat pe nevoile persoanei în cauză. Folosesc foarte mult tonurile binaurale, care sunt minunate în recalibrarea sinapselor și în modul în care se recrează tiparul la nivel de subconștient. Folosesc meloterapia combinată cu dansul energetic și combinată cu biorezonanța. Folosesc regresia pentru a accesa și a identifica întocmai cauza apariției dezechilibrului și de acolo, din momentul în care noi suntem în regresie, persoana este pusă față în față cu trauma, față în față cu episodul declanșator. Și atunci, după ce o acceptă, o integrează și vede care este cu adevărat soluția rezolvării acelei traume ce încă se manifestă, se scoate de la nivel de subconștient și se reînlocuiește cu tipare benefice pozitive. Asta se simte și pe corpul fizic. De fiecare dată în regresie, fără nicio excepție, persoana respectivă a manifestat și simptomele afecțiunilor pe care le avea în anterior. Dragi telespectatori, vom lua o scurtă pauză și revenim pentru partea a doua a emisiunii noastre. Pe curând! Am revenit cu drag pentru partea a doua a emisiunii de astăzi. O avem invitată pe Marcoalina Loredana și urmează noi împărtășiri despre puterea de manifestare a subconștientului. Spuneai în prima parte a emisiunii despre aceste 21 de zile, pentru că s-au făcut studii, pentru că s-au văzut clar cum noi conexiuni neurale se formează prin ceea ce noi construim de-a lungul acestor 21 de zile. Și vreau să te întreb, ce se întâmplă când facem această construcție conștient și de fapt când evităm acest mod de a merge pe pilot automat, ce-o fi, o fi, lăsăm gândurile să ruleze cum vor ele, să ne spună ce vor ele? Ce ne poți spune despre acest proces? Bun. Fiecare celulă a organismului uman se regenerează la 21 de zile. Așadar, și celula neuronală respectă același tipar. Așa cum sinapsele neuronale provoacă apariția emoțiilor și tuturor acestor aspecte biochimice, în același mod se și regenerează tiparul ce declanșează un anumit dezechilibru, să-l numim. În prima parte a acestui ciclu de 21 de zile, dacă începem terapia
la început, în prima zi, în prima etapă apar mai puternic la suprafață sentimentele pe care noi le știam închise. De ce? Este un mecanism de apărare. Tu scoți tiparul din subconștient, dar el încă se manifestă ca o umbră în acest ciclu de 21 de zile de regenerare. În această perioadă, pentru că ai punctat foarte frumos cum modificăm, dacă ne lăsăm duși de viață sau dacă o ducem noi pe ea, în acest ciclu, dacă noi ne îmbuternicim și lucrăm activ, până la finalul celor 21 de zile, tiparul este scos cu totul. Întocmai în acest mod se lucrează și la nivel de dependențe și adicții. Pentru că o persoană dependentă scoate dependența din structuri în 21 de zile. În primele 4-5 zile, tiparul devine mult mai accentuat și se manifestă brutal, agresiv uneori. Perioadă de sevraj, exact, spune, exact. Cu ghilimele și aici ne referim și la sevrajul emoțional și la sevrajul afecțiunilor, nu doar la cel al substanțelor. După cele 5 zile, deja intrăm într-o zonă de acalmie, când celula începe să se recalibreze la noul tipar. Condiția este ca în aceste zile incipiente să nu ne întoarcem sub nicio formă la acel tipar, la acea afecțiune, la acea durere fizică, la tot. Ci să înglobăm un nou mod de gândire. Eu sunt sănătos, eu sunt abundent, investesc în mine tot ceea ce îmi doresc și toate uneltele ce le am la îndemână. Și atunci, următoarele 4-5 zile sunt de acalmie, o perioadă în care suntem lăsați în pace. Avem senzația că totul s-a vindecat, totul s-a echilibrat, vai, în 5 zile sunt fantastic. Dar după aceste 5 zile încep să se secrete în mod firesc hormoni, enzime care au rolul de a forma noi legături. Și atunci aceste noi legături e important să fie create din conștient. Eu îmi doresc să eliberez alergiile, de exemplu. În toată această perioadă m-am ținut departe de substanțele ce mi-au provocat alergie, am folosit suplimentele potrivite, am lucrat cu mine, am scos triggerul emoțional ce l-a declanșat. Ei, în perioada următoare, în a doua jumătate a ciclului de 21 de zile, integrez ceea ce vreau să fie înlocuit. Și anume, încep să integrez vitamina C, substanțe antioxidante la nivel fizic, la nivel mental-emoțional, folosesc tonuri binaurale care să recalibreze și care să mă ducă în zona de sănătate, nu de scoatere a afecțiunii. Începem să ne ducem de pe negativ pe pozitiv, să facem acest shift în gândire și în acțiuni, astfel încât în ultimele 3 zile ale ciclului, acestea sunt cele decisive. Și aceste cele 3 zile decisive ne duc fie înapoi la tipar, fie către o viață cu totul nouă. Din experiență și mai ales în lucrul cu adolescenții, acolo e cel mai ușor pentru că ei nu sunt atât de pervertiți la nivel mental. Și în ultimele 3 zile primesc foarte multe mesaje în care îmi scriu parcă trăiesc cu totul o altă viață. Pentru că și-au permis să integreze acest ciclu celular, care nu e altceva decât fizică, chimie și anatomie de fapt. Și cum spuneam și în prima parte a emisiunii, prima etapă este de fapt cea mai dificilă. Exact. Pentru că ce scoatem de fapt din subconștient? Pentru că mulți oameni or să spună, da, am înțeles, ni se tot spune, mergeți în copilărie, vedeți ce este acolo, ce s-a întâmplat. Dar la modul concret, de fapt, în copilărie, noi auzim ceva, ni se întâmplă ceva, da? Avem ceva concret pe care noi îl primim în ființa noastră. Ceea ce se transformă și modul de înglobare la nivel de subconștient este faptul că primim o amprentă pe care am putea o traduce ca o stare. Da? Este de fapt o stare. O stare pe care noi o avem în ființa noastră și care se poate activa oricând, în orice alt moment al vieții noastre, în mod automat, dacă ceva, exact cum spuneai și tu, ne trigăruiește, ne apasă acest buton, această amprentă. Da? Și de fapt, ce iese la suprafață și ce dezechilibrează biochimia corpului nostru este de fapt starea. Da? Și ajungem acum la partea aceasta în care ochii noștri proprii, personali, prin care începem să privim și să detectăm în aceste adâncuri ale subconștientului, se pot exprima prin această forță de a vedea
cât de mult ne lăsăm impactați de această stare. Și de fapt, în starea de prezență, reușim cumva să ne decuplăm de la stare, pentru că noi de foarte multe ori ne identificăm cu starea. Și de fapt, pentru mine personal, până la urmă, puterea subconștientului constă în acest cuplaj, în a te duce pe pilot automat în starea respectivă, care într-adevăr poate fi și o stare benefică, dar de multe ori o sesizăm și astăzi vorbim despre aceste dezechilibre și nu putem decupla starea. Cum privești acest proces? Este foarte important din punctul meu de vedere să aducem conștientul în subconștient. Să ajungem în punctul în care durerea o privim ca pe un pas evolutiv și nu o privim ca pe o traumă. Atunci când ne schimbăm modul de a vedea lucrurile, când ne schimbăm percepția și realitatea noastră se schimbă, nu este momentul, însă personal am experimentat asta pe toate planurile. Credințe limitative, blocaje, Doamne, dacă ar fi fost să trăiesc încă, așa cum era subconștientul meu acum 11 ani, nu eram nici măcar 1% modul în care mă manifest acum și omul care sunt acum. Pentru că mintea ne minte. Și mintea este subconștientul. Pentru a experimenta adevăratul eu, e important să fim conștienți. Am în fața mea un pahar de apă pe care îl voi consuma pentru că această apă mă hidratează. Așa cum și gândul pe care eu îl inserez îmi duce la bun sfârșit acțiunile. Orice gând amprentăm în subconștient ne creează realitatea. Din momentul în care noi am crezut un lucru despre noi, despre cei din jurul nostru, atragem acea situație pentru că în întreg corpul nostru se desfășoară lucrurile de așa natură încât se pun în mișcare. Și atunci se activează. Când vorbim despre acest crez, despre această credință, unde găsim această putere și această impactare a ființei noastre atât de puternică încât ne determină să facem uneori ceea ce nu am vrea să facem? Tocmai în durere. Pentru că din durere găsim triggerul de a fi bine. Din suferință găsim motivația de a pleca. Din sărăcie găsim dorința de a fi abundenți. Din boală găsim nevoia de a ne recâștiga sănătatea. Tocmai în cel mai jos moment al existenței noastre găsim motivația. De fapt, procesul de conștientizare este unul foarte logic și foarte realist și foarte autentic, anume că ceea ce nouă ni s-a întâmplat cândva, da, poate ni s-a întâmplat o durere foarte mare, ea s-a manifestat într-un anume context. A fost cândva atunci, au fost anumiți factori care nu mai pot fi niciodată repetați în acea formă în care atunci s-a întâmplat. Dar de fapt această credință vine ca un scut de apărare, vine ca o forță prin care să ne, ca un gardian am putea spune, prin care ne arată că nu mai trebuie să înduri această suferință, apropo de cum îi spui tu, durere, da? De acum vei ști ce ai de făcut pentru tot restul vieții tale. Exact. Dar noi avem această capacitate de a ne crea viața. Și în fiecare zi suntem în alte condiții, inclusiv meteorologice, da? Dacă tot observăm în ultima vreme cât de des avem aceste schimbări climatice. Exact așa se întâmplă și cu ființa noastră. Noi nu vom putea, în primul rând, reproduce nimic din ce a fost cândva, care acum ne impactează ca stare, ca și credință. Da? Și atunci unul din conștientizările foarte mari și foarte profunde este acesta, că avem nevoie să ajungem la această înțelepciune și înțelegere noi cu noi înșine și să privim acel aspect ca o poveste și să ne luăm lecția. Și apropo de lecții, da? Și apropo de daruri, cum spuneai tu la început, ce ne poți spune? Așa cum frumos ai spus, noi manifestăm în fiecare secundă și sunt persoane care nu înțeleg de ce nu manifestă, deși au schimbat lucrurile în subconștient și își doresc sănătate, abundență, da, dar au momente în care intră în deznădăjduire
intră în judecată, își scad vibrația. Și atunci, pentru că noi manifestăm în fiecare secundă, astăzi mă simt abundent, mă simt sănătos, mă simt prosper, mâine nu mă mai simt așa, mă simt total opusul. Și atunci trimitem semnale că eu nu mai sunt abundent, acum am decis să fiu jos, acum am decis să nu mai fiu sănătos, să fiu bolnav. Și atunci manifestăm asta. Tocmai de aia cheia manifestării este să avem o constanță în nivelul nostru de a gândi și de a vedea lucrurile. Cât despre haruri și daruri, noi cu toții ne naștem așa, plin de daruri și plin de haruri. Fiecare pentru misiunea pe care o are de gestionat în viață. Cum suntem noi, noi avem anumite daruri ce ne înclină spre lucrul cu oamenii și spre a identifica întocmai ce nevoie au pentru echilibrare. Dar fiecare om este înzestrat cu tot ceea ce este permis și cu tot ceea ce are nevoie ca să-și ducă la bun îndeplinire misiunea. Toți alargă după paranormal, după lucruri sci-fi, dar de fapt acest paranormal, exact, dar acest paranormal e foarte normal. Noi cu toții avem capacitatea de a fi telepați, de a vedea câmpul persoanei din fața noastră, de a cunoaște energia lui, de a simți ce fel se manifestă la nivel de suflet, care este evoluția sufletului său, dar singuri ne blocăm. Căutând senzaționalul, ieșim din simplitate și, de fapt, simplitatea este cheia către tot. Spuneai acum despre aceste haruri și daruri. Și într-adevăr, cu toții le avem în mod specific. Asta este și partea care ne arată în lume cu unicitatea noastră, cu tot ceea ce noi suntem și de asta putem fi creatori în atât de multe domenii. Până la urmă, dacă am face tot, cu toții același lucru, nu ar fi atât de benefic, pentru că există destul de multe alte domenii unde avem nevoie de specialiști, unde avem nevoie de tot felul de lucruri prin care să ne ajutăm unii cu ceilalți. Revin la acest proces și la subconștient. Cât de importantă este vocea noastră interioară? De fapt, ai spus, avem o vibrație mai joasă și din acea vibrație mai joasă, de fapt, noi nu putem sau ne este mult mai greu să decidem să ne respectăm rețeta care ne-a fost dată, revin la rețetă. Și avem nevoie de ceva. De acel ceva, de acel declanșator al nostru interior. Și bineînțeles că e nevoie să-l descoperim fiecare dintre noi, iar eu de multe ori spun că este această voce interioară. Această încurajare pe care noi ne-o transmitem. Ce ne poți spune despre acest lucru? Vocea interioară este tot. Este cea pe care ar trebui să o ascultăm mai des decât ascultăm bolboroseala de zi cu zi, pentru că de foarte multe ori vorbim fără sens, nu aici și nu acum, dar cu cât suntem mai mult în tăcere, noi cu noi, cu atât ascultăm mai bine interiorul. Cu cât suntem mai mult în liniște, în armonie cu noi înșine, cu atât ne putem auzi mai clar gândurile, emoțiile, trăirile și aspirațiile. Cu cât suntem mai mult în interior, închizând ochii și concentrându-ne pe ceea ce noi experimentăm la nivel de suflet, cu atât mai mult putem experimenta viața așa cum ne-o dorim. Pentru mine, vocea interioară este unica ce ar trebui să fie auzită. Pentru a ne manifesta din autenticitate, din real și din ceea ce suntem cu adevărat. Nu din minte. De multe ori ne exprimăm din vocea minții. Dar vocea minții este cea care ne duce către o iluzie de foarte multe ori. De aceea vocea cumva, spuneai tu, de acele afirmații care ne sunt benefice, da? pot fi făcute până la urmă din această voce interioară. Și nu am putea să o folosim decât din partea ei conștientă, da? Din ceea ce noi punem conștient și nu ceea ce în permanență vine pe pilot automat din acest subconștient de care vorbim astăzi. Cum vezi tu ca mesaj pentru telespectatorii noștri
să-și acceseze singuri primele aspecte prin care să-și detecteze ce anume au de lucru în acest moment al vieții lor. Dacă îmi permiți, pot să le propun chiar un exercițiu extrem de facil. Cu drag. Cu bucurie. Și anume acela de a se privi cu adevărat în oglindă. Pentru că de foarte multe ori, atunci când ne privim în oglindă, o facem pentru a arăta bine. Dar nu privim ochii. Propun un exercițiu care la început va fi dificil de urmărit și de ținut așa riguros. În fiecare zi să ne privim minimum 15 minute în ochi, în oglindă. Este un exercițiu care scoate la suprafață toată durerea conținută. Foarte multe persoane care au lipsa stimei de sine, care nu se acceptă, vor plânge enorm de mult sau le va fi dificil să se privească chiar și câteva secunde. Le rog în special pe aceste persoane să fie persistente și să stea cu ochii în ochi în acea oglindă, pentru că rezultatele sunt miraculoase. Să o facă 21 de zile, pentru că tot am vorbit de regenerarea de 21 de zile și după aceste zile vor fi cu adevărat la un alt nivel de acceptare, de iubire și chiar de elevare. Așa cum știm, ochii sunt poarta către sufletul nostru și cumva formăm, probabil, prin acest exercițiu pe care îl dăruiești telespectatorilor noștri, această conexiune cu sufletul, pentru că este important să ne auzim mesajele lui și, de fapt, de acolo primim foarte multă forță și structură prin ceea ce noi avem nevoie să manifestăm pe mai departe. Îți mulțumesc tare mult că ești aici, în studiourile noastre, că ne-ai împărtășit atât de multe și cred că vor fi surprize în curând pe ceea ce vom dori să manifestăm, pentru că tot am ales acest subiect de manifestare. Exact. Se pare că este posibil să se manifeste multe alte lucruri de acum și cu drag așteptăm manifestarea lor. Iar noi, dragi telespectatori, încheiem această ediție. Acum vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Așa cum ați văzut, vă dorim să alegeți specialiștii cu care rezonați, să lucrați cu voi sau tot ceea ce noi am povestit în această emisiune să fie o inspirație pentru starea de bine, pentru echilibru, pentru armonie, pentru a fi mai bine pe toate planurile și mai ales pentru a manifesta viața pe care vă doriți cu adevărat. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe curând, pe sâmbăta viitoare, de la ora 19, cu drag și bucurie, tot ce e mai bun.